Este 2 mai și pentru a 32-a oară, ziua Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Înființarea unei instituții de învățământ superior la Arad a preocupat în timp personalități de aleasă cultură și înalt patriotism din această parte a țării, începând cu cel de numele căruia se leagă actul Marii Uniri de la 1918, Vasile Goldiș. Strădaniile lor nu au putut deveni realitate decât după căderea regimului comunist din România în 1989. Antecedente însă existau. Astfel, la Arad s-a înființat și a funcționat una dintre cele mai vechi asociații social-culturale, alături de cea de la Sibiu, Astra Arădeană, iar în 1812 își deschidea porțile prima preparandie, care avea să lumineze mințile și sufletele celor care vor deveni adevărații apostoli ai satelor românești, plămădind cu dăruire oameni și caractere. La începutul secolului 20, Aradul era capitala politică a Transilvaniei, impunând în mișcarea pentru emanciparea și unitatea națională a românilor numele unor personalități care se detașau prin cultură, devotament, verticalitate și crez național. Între acestea, Vasile Goldiș s-a impus cu deosebire, putând fi socotit îndrumătorul și animatorul întregii pleiade de adevărați cărturari ai Ardealului acelor vremuri. Dorința lui Vasile Goldiș ca Aradul să devină centru universitar, oraș al culturii și centru economic european va deveni realitate după mai bine de jumătate de secol de la trecerea spre cele sfinte a marelui patriot român. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a fost fondată la 2 mai 1990, în urma unui meeting al tinerilor arădeni, organizat din inițiativa unui grup de intelectuali, având sprijinul autorităților locale de către un comitet de inițiativă. În baza celor peste 3.000 de adeziuni ale participanților, rectorul fondator, profesor universitar dr. Aurel Ardelean, inițiatorul manifestației, sprijinit de profesorul Alexandru Ros, remarcabil istoric al Aradului, au înaintat Consiliului Provizoriu de Uniune Națională și Guvernului României, respectiv primului ministru din acea perioadă, Petre Roman, propunerea de înființare a universității, propunere rapid aprobată. Universitatea a luat numele lui Vasile Goldiș, care devine astfel patronul spiritual al noii universități, cel care afirma numai instituțiile culturale educative în care rolul de bază îl are învățământul, au menirea de a contribui la afirmarea unui popor într-o democrație de tip național. Astăzi, după 32 de ani de existență, având ca rezultat al activității educaționale peste 112.000 de absolvenți, nivel licență, masterat, doctorat și postdoctorat, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad se află din plin pe ruta a ceea ce se numește în literatura contemporană noua universitate, o instituție de învățământ superior cu desăvârșire deschisă la bază și care își propune să fie cât mai selectivă la vârf, cu toate implicațiile care rezultă de aici, rămânând în același timp o universitate antreprenorială, pusă în slujba comunității arădene, comunitate care a contribuit în mod decisiv la înființarea ei. Comunitatea academică a universității este cea care a făcut posibil visul lui Vasile Goldiș, ghidându-se după crezul de viață al acestuia, pe care l-a urmat permanent, prin noi înșine.